14 mai, Ioan 4, la 27 la 34. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși, niciunul nu i-a zis, ce cauți sau despre ce vorbești cu ea. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut, nu cumva este acesta Hristosul? Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. În timpul acesta, ucenicii îl rugau să mănânce și ziceau, Învățătorule, mănâncă! Dar el a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii au început să-și zică deci unii altora, nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Pe când Iisus discuta cu femeia samariteancă, ucenicii lui cumpăraseră hrana în oraș și s-au întors la el. Ei îl îndeamnă să mănânce, dar Domnul răspunde, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Și când ei se întreabă mirați, ca nu cumva să-i fi adus cineva să mănânce, el continuă, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Ce este de fapt mâncarea? Mâncarea este o necesitate, fiindcă fără hrană omul nu poate trăi. Apoi, mâncare înseamnă putere, fiindcă corpul trage putere din mâncare. Dacă o mâncare este bine pregătită, atunci este și o plăcere, iar pentru mulți oameni, mâncarea este singurul scop al vieții, cu toate că o asemenea mentalitate este greșită. Mâncarea lui Iisus era să facă voia Tatălui din cer și să ducă până la capăt lucrarea care a fost încredințată. Dar cum stăm noi? Cunoaștem și noi această mâncare? Este o plăcere pentru viața noastră, misiunea primită de la Dumnezeu? O putere și o necesitate? Sau este o plăcere să privim la alte lucruri dorite și să facem voia noastră? Nu dorința noastră este hrană pentru noi, deși de multe ori nu știm ce este bun pentru noi, ci voia Tatălui din cer. Nu ce am planificat noi mulțumește inima noastră, ci numai ceea ce a prevăzut Dumnezeu este într-adevăr bun pentru noi și ne lasă să fim roditori în această viață pământească pentru viața veșnică. Așa cum este normal să mâncăm, așa ar trebui să fie normal pentru un creștin să facă cu bucurie și din inimă voia lui Dumnezeu. Cine ține neapărat la voia lui și o face, acela va avea drept rezultat pierdere și dezamăgire. Dar cine face voia lui Dumnezeu din inimă și își găsește în aceasta mâncarea lui, aceluia îi devine drept izvor de binecuvântare și putere. De aceea, spune și tu împreună cu Domnul, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să îndeplinesc lucrarea lui.